Tinerii Partidului Mișcarea Populară s-au remarcat anul trecut prin acțiunile desfășurate cu ocazia celor două campanii electorale. Deși partidul nu are o existență îndelungată pe scena politică, reprezentanții PMP au fost activi, inclusiv prin Organizația de Tineret. Vreau să felicit Organizația de Tineret și conducerea acesteia interimară ce a fost până acum pentru activitatea de anul trecut în cele două campanii electorale, precum și acțiunile care le-ați făcut. Și cred că în continuare veți da dovadă de aceeași implicare și în desfășurarea acțiunilor. Tinerii și-au ales președintele de organizație, vicepreședinții și secretarul general. Candidez pentru funcția de vicepreședinte pentru relații cu mediul de afaceri, cu IMM-urile, cu întreprinzătorii, acțiunile care le vom face și pe care plănuim să le întreprindem. Și avem o arie foarte bogată, foarte largă și ne dorim să stabilim pentru fiecare categoria în care se încadrează. Fiecare grup are nevoile lui și noi dorim să atingem aceste obiective, să atingem nevoile fiecărui grup. Vreau să votăm cu mâna ridicată cine este pentru, împotrivă și abținut. Propun pentru Secretariatul Tehnic pe Ploștinaru Alexandru și eu o să propun și pe Pârvulescu Cornelia, tot pentru Secretariatul Tehnic. Vă rog să votați. Cine e Pârvulescu? Este cineva împotrivă? Alegerile pentru Organizația de Tineret vor fi urmate de stabilirea unor structuri în teritoriu în care tinerii vor avea un rol important. Astăzi au loc alegerile pentru stabilirea conducerii Organizației de Tineret a Partidului Mișcarea Populară Filiara Mehedinți. Ne pregătim pentru a ne face structuri cât mai puternice în teritoriu, organizații de tineret, care să promoveze tineretul, să inițieze tineri care au viziune, tineri care au idei, tineri care să aibă voința să facă ceva pentru țară, să facă o schimbare, să lupte pentru viitorul lor. Alegerile pentru conducerea Organizației de Tineret reprezintă prima etapă în stabilirea unor structuri care vor fi extinse în teritoriu. Se dorește dezvoltarea unor filiale la nivelul tuturor comunelor din Mehedinți, astfel încât partidul să fie pregătit pentru viitoarele campanii electorale.